Bine v-am regăsit, dragi telespectatori, sunt Cornelia Crevean. Astăzi vom vorbi în emisiune despre hipersensibilitatea dentară. Evident că alături de mine se află domnul doctor Marius Dediu. La mulți ani! Bine ați revenit alături de noi, domnule doctor! La mulți ani tuturor! Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație și mă bucur că reușim astăzi să abordăm o problemă care afectează foarte, foarte mulți. Așa este, foarte multă lume, pentru că nu cred că nu există telespectator sau dacă există, procentul este foarte mic, care să nu fi simțit vreodată în viața lor o durere scurtă și ascuțită, poate când au consumat ceva rece, foarte rece sau ceva foarte fierbinte, o durere rece sau ascuțită când au mâncat anumite alimente, poate unele mai dulci, sau când s-au spălat pe dinți, de exemplu. Exact. Mai sunt și alte cazuri? Da, sensibilitatea dentară nu este o boală. Sensibilitatea dentară este o problemă cu cauzalitate multiplă, în sensul că cei care suferă de această sensibilitate în proporție de 60-80% din persoanele adulte și-au dezvoltat această sensibilitate în urma unor greșeli făcute în diverse situații. Primul și cel mai important factor declanșator al sensibilității este periajul dentar, efectuat intempestiv, cu periuțe total nepotrivite și cu tehnici nepotrivite, care duc în timp la îndepărtarea țesutului gingival de pe suprafața dintelui, cu expunerea rădăcinii dintelui și cu declanșarea unei sensibilități care poate să dureze de la câteva secunde până la ore sau chiar zile. Sigur, sunt telespectatori care au gingia ușor desprinsă la baza dintelui. Deci spuneți că acest lucru se întâmplă din cauza unui periaj defectuos. Da, repet, o periuță foarte dură sau manopere puternice de periaj sau un număr mai mare de 2-3 periaje pe zi, executate, repet, în condiții nepotrivite. Aș putea să vorbesc aici mai departe de albirea dinților folosind substanțe foarte agresive care în final duc la declanșarea sau creșterea sensibilității dinților și cei care își doresc să facă asemenea tratamente ar trebui înainte să poarte o discuție foarte serioasă cu medicul stomatolog dacă albirea este un procedeu corect și absolut necesar pentru ei. Să știți că am observat că se vând pe la televizor tot felul de soluții minune pe care ți le dai pe dinți, după care dinții tăi devin albi și sunt minunați. Au mai pătruns pe piață un fel de folie așa pe care ți le aprici pe dantură, le ții nu știu câtă vreme, după care le îndepărtezi. Vreau să vă spun că am încercat așa ceva. Păi am avut niște dureri cumplite la aplicarea acelor folii pe dinți, mă înțepa, mă durea, nu știu de ce, dar aveam această sensibilitate despre care vorbiți dumneavoastră. Deci această albire care se face fără supravegherea medicului. Și fără un consult prealabil. Medicul poate să stabilească pentru fiecare pacient dacă acest procedeu este indicat sau nu. Deci eu aș pune un semn de întrebare atunci când mă gândesc să-mi albesc dinții. Un alt factor cauzal poate să fie și eroziunea smalțului protector al dintelui prin bruxism, adică prin scrâșnirea dinților. Sunt persoane care dorm în timpul somnului, scrâșnesc din dinți, exact. Într-adevăr. Asta produce, de fapt, o abraziune severă, o distrugere sistematică în ani de zile a suprafeței smalțului, în așa fel încât se ajunge la dentină, la structura profundă a dintelui. Dentina este o parte a dintelui străbătute de mii, milioane de canale prin care există infiltrate niște firișoare foarte subțiri nervoase. Evident, în momentul în care am băut ceva foarte rece sau chiar mă periez pe dinți, se declanșează o durere. Mai departe, un alt factor cauzator este consumul excesiv de băuturi carbogazoase și consumul excesiv nejustificat de băuturi acide, sucuri de fructe în general,
Eu recomand, după consumarea acestor băuturi, să trecem imediat la clătirea pe dinți, pentru că băuturile acestea acide rămân în cavitatea bucală și acolo unde zonele de smalți sunt fisurate sau sunt deja erodate, vor provoca o eroziune suplimentară. La fel se poate întâmpla și după ce mâncăm fructe mai acide, pentru evident că mănânci o portocală, mănânci o mandarină, un grapefruit, da, care au altă consistență. Da, au acid citric în compoziție, acidul citric este un acid. El poate deveni un agent agresor deja pe un dinte alterat din punct de vedere al structurii smalțului. Și atunci recomandabil ar fi ca după ce am consumat un fruct de genul acesta sau un suc preparat, să ne clătim imediat în gură pentru a restabili într-un fel un pH spre zona neutră unde acidul nu mai are nicio putere. Uite că lucrul acesta nu-l știam. Mai sunt alimente care acționează la fel de dur asupra danturii? Murăturile. Murăturile. Bun, e bine să știm. Da. În afară de murături, fructe. Tot ce este cu aciditate crescută. Și fructele, în special citricele, prin acidul citric, provoacă acțiune destructivă asupra smalțului. De aceea recomandabil din partea mea este să bem un suc de fructe cu paiu sau dacă am consumat totuși o cantitate de suc de fructe, ea să fie anihilată în ghilimele prin clătirea imediată a gurii cu apă pur și simplu. Bun. Cum spunea domnul doctor la începutul emisiunii, hipersensibilitatea dentară nu este o boală, nu este o afecțiune, dar este o problemă. Avem și rezolvarea problemei în emisiunea de astăzi, pentru că prietenii noștri de la Viva Natura și astăzi sunt alături de noi. Avem aici pastele de dinți minunate care sunt atât de naturale încât pot fi înghițite. O să vorbim un pic mai încolo despre calitățile lor. Cert e că în emisiunea de astăzi cineva trebuie să câștige aceste paste de dinți. 7 la număr, veți avea aproape tot anul pastă de dinți ca să vă spălați, așa cum spune domnul doctor. Bun, în primul rând, oamenii se îmbolnăvesc de această, îmbolnăvesc cu ghilimelele de rigoare, se pricopsesc cu această problemă în urma periajului defectuos. Nu odată am văzut persoane care se spală pe dinți așa. Și înțelegeți foarte bine ce spun, da? Se spală pe dinți folosind o periuță necorespunzătoare în primul rând. Mulți consideră că dacă periuța este foarte dură va asigura o curățenie impecabilă a dinților. Da, dar în același timp va smulge un strat micronic de pe suprafața smalțului și în același timp va zgâria nejustificat de mult gingia aflată în cavitatea bucală și în special gingia în imediata vecinătate a dintelui. Aceste mii și sute și zeci de mii de periaje vor duce în final la trauma gingivală, retracția acesteia și, bineînțeles, declanșarea eroziunii și a sensibilității dentare. Să nu uităm de caria dentară, care înseamnă, de fapt, o distrucție a smalțului, expunerea dentinei și în contact cu apa rece sau apa caldă avem un șoc termic și iată că apare un fenomen de hipersensibilitate dentară. Vorbim de obiceiul nefericit de a ronțăi bomboane. Vă referiți la bomboanele sparte între dinți, exact, la tipul acesta de ronțăit. Da, ronțăit, bomboane foarte dure, bomboane care prin duritatea lor pot crea microfisuri în suprafața smalțului și vorbesc aici în primul rând de dinții care pot fi ușor expuși la presiuni foarte mari și a căror volum și structură pot să ducă la fisurarea lor și mă refer la cei patru premolari, dar chiar și la molari. Toate aceste fenomene creează microfisuri în smalț. În final, prin acea microfisură poate să pătrundă un agent cauzator de durere, dulce, acru, sărat, un agent termic și iată ne-am pricopsit cu o hipersensibilitate dentară cu care putem rămâne foarte multă vreme. Dumneavoastră vorbiți de ronțăit bomboane, dar am văzut persoane care sparg și nuci, alune între dinți. Este o greșeală formidabilă până în ziua în care un dinte poate să fie pur și simplu spart. Am văzut situații în care am fost obligat să extrag un premolar fracturat pe toată lungimea lui de la coroană către vârful rădăcinii pentru că omul s-a apucat să mănânce o ciocolată foarte dură, deși aceea nu era indicată pentru a fi consumată. Avea o altă indicație în bucătărie. A mușcat din ea și a pierdut un premolar. Deci nu a fost o simplă fisură, ci pur și simplu dintele s-a spart. Păi și ce facem dacă avem tot felul de, nu știu, de bombonele din acestea care ne plac? Ne face plăcere
care să mâncăm ceva mai dur? Ce facem cu acel... O bomboană se suge până la dezintegrarea definitivă. Nu o spargem între dinți. Nu spargem nimic între dinți. Nici într-un caz. Și, nu, și dacă vedem și în cazul copiilor noștri, predispoziția către acest gen de activitate, în ghilimele, ar fi bine să-i sfătuim să nu spargă bomboane între dinți și niciun fel de aliment foarte dur a cărui consistență nu o cunoaștem. Riscăm să ajungem la o fractură, la o sensibilitate dentară. O câștigăm pur și simplu dintr-o imensă neglijență. Mai apare un motiv de sensibilitate dentară prin folosirea excesivă a apelor de gură, care conțin în compoziția lor anumite substanțe concepute pentru a curăța dinții, dar care devin erozive asupra smalțului dentar. Am vrut să vă întreb într-una dintre emisiuni despre lucrul acesta, ce părere aveți despre apele de gură, pentru că sunt persoane care își fac periajul zilnic, da, folosesc pasta de dinți, dar după aceea imediat se clătesc cu aceste ape de gură. Sunt necesare imediat după periajul cu pasta de dinți sau folosim apa de gură, cum ați spus dumneavoastră, în situația în care am consumat ceva foarte dulce, am consumat un fruct acid și trebuie imediat să facem clătirea pentru că altfel smalțul dinților este atacat. Există ape și ape de gură. Unele pentru folosire zilnică și altele pentru folosire cu caracter medical. Va trebui să alegem o apă de gură care are un pH aproape de neutru și folosirea ei să fie adusă în punguța noastră de pacienți după ce am consultat medicul stomatolog. Deci nu luăm pur și simplu apă de gură de pe raft și pentru că mi-a plăcut gustul o folosesc la infinit. Nu. Apa de gură trebuie folosită cu prudență. Deci tot ce încearcă să schimbe un pic calitatea salivei, pH-ul salivar, trebuie folosit cu maximă prudență și cu consultarea specialistului. Insist întotdeauna pentru orice problemă stomatologică, vizitați-vă medicul curant. Bine, oamenii vor spune la un moment dat, e medic stomatolog, e normal să le spună pacienților mereu să viziteze medicul stomatolog și pentru apă de gură. Dar e bine să le spunem, vă rog. O întrebare. Te duci îți programezi pur și simplu o vizită și pui o întrebare. Domnule doctor, vă ocupați de dinții mei, da, mi-ați făcut lucrări sofisticate. Apropo, fac o paranteză, chiar și lucrări puse pe suprafața dinților care nu sunt corect executate pot să creeze sensibilitate dentară care mai târziu să se transforme într-o durere permanentă. Deci, revin, mă duc la medic, îmi programez o vizită și îl întreb, aceștia sunt dinții mei, îmi recomandați un anumit gen de apă de gură? M-am gândit la acest model. Este potrivit sau nu pentru mine? Îl pot folosi pe perioadă nedeterminată sau pe o perioadă mai scurtă? De ce nu prea recomandați apele de gură? Ce nu vă place la ele? Le recomand cu caracter temporar, nu permanent, pentru că apele de gură pot schimba raportul microbian saprofit din cavitatea bucală. Noi avem un număr de bacterii care stau în gura noastră, ne protejează și cu care putem trăi într-o prietenie absolută până la sfârșitul vieții. În momentul în care intervenim prin diverse mijloace și perturbăm acest echilibru, mai ales că fiecare din aceste bacterii se controlează polițienește una pe cealaltă ca să nu se mulțească peste măsură, când am rupt acest echilibru ne putem aștepta la orice. De exemplu? Adică se pot înmulți, spre exemplu, am luat antibioterapie în exces. Ce facem? Dăm voie instalării unei candida în cavitatea bucală, da? Am îndepărtat niște microbi și am lăsat niște ciuperci să se înmulțească. Nimeni nu-și poate imagina că poate să contacteze o astfel de afecțiune la nivel bucal. Nimeni nu se gândește pe cavitatea orală. Nimeni nu se gândește la așa ceva. Pentru că nimeni nu toți întreabă. Mulți dintre pacienții mei mă întreabă, știți o apă de gură? Sau, aceasta este cavitatea mea orală, aceștia sunt dinții mei. Ce-mi recomandați să fac? Să folosesc sau nu? Totul trebuie folosit cu prudență. Citiți cu mare atenție eticheta produsului pe care îl cumpărați când e vorba de apă de gură. Bine, nu toate etichetele sunt cinstite, acum să ne înțelegem, domnule doctor, da? Evident. Tocmai din acest motiv țin foarte mult să prezint aici în emisiune lucrurile care sunt benefice pentru telespectatorii noștri și deja eu cred că mi-am câștigat o reputație vis-a-vis de treaba aceasta. N-am recomandat niciodată ceva fără să fie de calitate. Ceea ce vorbeam noi mai devreme, aceste șocuri rece, fierbinte la dantură, foarte dulce, foarte acru, cum sunt murăturile, foarte acid, nu
numai în cavitatea bucală, orală, lasă urme, ci și la nivel de stomac. Mai departe își vor exercita influențele mai mult sau mai puțin benefice. Acum nu înseamnă că nu avem voie să mâncăm un castravete murat. Dar vorbeam cu dumneavoastră, e bine în timp ce mănânci o ciorbă fierbinte să bei apă rece în același timp? Nu este bine să facem alternanțe la intervale scurte de timp. Că sunt oameni care beau apă în timpul mesei și știți că v-am mai spus lucrul acesta. Nu este recomandabil, dar în general dacă mănânc o înghețată, aștept ca dinții să revină la temperatura normală după 4, 5, 6 minute. După aceea voi consuma eventual un ceai puțin mai cald. Am mâncat o ciorbă fierbinte, stau cu minte, n-o să înghit un pahar cu apă foarte rece. Acest șoc termic va duce fără discuție la fisuri în smalțul dentar, în primul rând dinții frontali. Prin aceste fisuri intră întotdeauna microbi, iar aceste fisuri sunt o poartă deschisă către sensibilitatea dentară pe care de multe ori nu mai putem opri. Hai să decât vedem prin ce... îndepărtarea nervului din interiorul dintelui, ceea ce este traumatizant. Dintele acela este ca și mort în momentul în care îi îndepărtezi poate nervul, da? Este un dinte de vital. Mai bine să-l păstrăm cu nervul lui, că știe nervul de ce e acolo. Bun, hai să vedem cum tratăm toată această hipersensibilitate. Mai vreți să spuneți ceva? Că dumneavoastră veniți atât de bine documentat în toate emisiunile, aveți acolo multe foicele. Vreți să mai spuneți ceva despre această hipersensibilitate? Ceva ce nu v-am întrebat? Poate cred sau n-ați menționat? Cam, da? Tot așa ca și cauze posibile, ca și tratament. În primul rând, trebuie să identificăm cauza sensibilității. Și asta depinde de la pacient la pacient. Poate nu știm că vedem ne dor dinții în momentul în care poate consumăm rece, poate și când consumăm fierbinte, poate și când consumăm dulce, poate și când consumăm acru. Deci suntem cumva în tot tabloul clinic. Da, și atunci noi ce facem? Ne ducem la medicul stomatolog. Acesta face o examinare a cavității orale, dinte cu dinte, și o să vă spună probabil, aveți aici o retracție gingivală cu o eroziune. Dumneavoastră ar trebui să folosiți o pastă de dinți specială ca să reduceți această sensibilitate, iar dacă vreți să consumați băuturi calde, calde, nu fierbinți, la temperatura camerei și nu foarte reci, pentru că altfel numărul acesta impresionant de agresiune asupra acelui dinte sensibil va duce în final la moartea nervului și a organului dentar care este în interiorul dintelui. Și în final veți ajunge la devitalizare. Deci vă provocați de fapt moartea acestui nerv și a întregului conținut al camerei pulpare. Nu cred că este recomandabil. Deci mă opresc, mă duc, îmi rezolv problema de sensibilitate sau îmi rezolv caria dentară sau evit apele de gură cu care mă clătesc de luni și luni de zile, da? Până totul se liniștește și apoi am să văd ce este de făcut. Am o eroziune dentară foarte avansată, se poate corecta printr-o obturație sau prin lucrări stomatologice specifice sau voi interveni atunci să-mi schimb lucrarea care mă deranjează, voi trece la devitalizarea dintelui dacă nu există nicio altă soluție care să-mi liniștească durerea. Dar oricum, e bine este să fac un control și să spun medicului, mă doare, nu știu, apare durere. Bun, schimbăm spontan și pasta de dinți în momentul în care simțim această problemă? Pasta de dinți mai mult sau mai puțin. Există în piață paste de dinți care reduc sensibilitatea dentară la anumite afecțiuni la această situație, iar eu sunt adeptul unor paste de dinți care au 100% compoziție naturală pentru că, surprinzător, natura ne oferă variante extraordinar de multe pentru a reduce această sensibilitate. Prima este Argentum, da, și a doua aici, este va fi, da, pasta forte. Avem Argentum aici, are, da, are pasta de dinți Argentum. În compoziția ei, argint coloidal, care este un ion al unui metal foarte nobil, cu capacitate fantastică de a fi absorbit în țesuturile gingivale și, în general, în zonele unde își manifestă prezența, argintul blochează aceste microcanalicule la nivelul zonelor sensibile și sensibilitatea dentară se reduce progresiv, că până la urmă lucrul acesta trebuie să-l faci, să blochezi accesul agentului declanșator în interiorul canalicurilor dentinare, unde se găsesc firele și nervoase. Și să vedem această pastă de dinți Argentum și următoarea, Forte, cam care este compoziția acestor paste,
ca să ne explicați un pic de ce sunt atât de bune la această hipersensibilitate. Pentru că agentul numărul 1 din compoziția pase de dinți argentum, fiind argintul coloidal, este unul dintre metalele cu eficiența cea mai mare în ce privește reducerea sensibilității dentare. Să nu uităm că pasă de dinți argentum are în compoziția ei și alte plante care funcționează ca și anestezice moderate, deci reduc ușor această senzație de durere atunci când am căpătat-o fie printr-un periaj intempestiv, fie prin consumarea de băuturi acide sau, știu eu, băuturi foarte fierbinți. Uleiul de cimbrișor, uleiul de cuișoare, salvia din compoziția pasei de dinți funcționează împreună cu argintul coloidal. În pasta de dinți forte avem un alt aliat senzațional care este echinacea și care are în compoziția ei anumite elemente care reduc semnificativ sensibilitatea dentară. Chiar dacă n-a fost concepută strict pentru sensibilitatea dentară, compoziția de 30 de plante esențe este în avantajul celor care o folosesc, pentru că, iată, își găsește aplicabilitatea și argentum și forte în această sensibilitate dentară. Nu se va întâmpla în ora la care am folosit-o. Nicio altă pastă de dinți de pe piață nu poate reduce sensibilitatea dentară într-o secundă. Într-o singură zi, evident, da. Evident, folosirea consecutivă în zile, da, reduce constant, zi după zi, sensibilitatea dentară. Oricum, cei de la Viva Natura au un set de paste de dinți pe piață. Sunt niște paste de dinți 100% naturale și când spunem acestea, vă spunem că sunt atât de naturale încât pot fi înghițite. Adică mâncați un tub și nu vi se întâmplă nimic. Pe celelalte paste de dinți o să vedeți că e scrisă cantitatea pe care ar trebui să o folosiți, pentru că la un moment dat compoziția altor paste de dinți poate da diverse probleme dacă depășiți o anumită cantitate. Oricum, știți că de fiecare dată venim cu cadouri de la Viva Natura. Aș vrea să afișăm numărul emisiunii pe ecran, ca cineva care se uită acum la televizor să ne sune, să câștige pasta de dinți pe care noi o prezentăm acum în emisiune. Numărul este afișat deja, așa că vă aștept să sunați. Haideți să vedem un pic pastele de dinți de la Viva Natura, Genadent, Paradontic, să enumerăm un pic la ce este bună această pastă de dinți. Da, Paradontic a fost gândită de la bun început pentru a rezolva problemele legate de sângerările gingivale și de toate afecțiunile acestui complex dinte-gingie, da? Plecând de la o inflamație gingivală banală și terminând cu parodontopatii, afecțiuni mult mai complicate. Compoziția pastei de dinți Parodontic a fost gândită în așa fel încât ea să intervină pe sectoare, să reducă inflamația, să reducă sângerarea gingivală, să reducă nivelul microbian din pungile parodontale, dacă acestea există. În felul acesta pornește refacerea gingiei, pornește întreg ansamblu de recuperare al acestei structuri și în final, bineînțeles, însănătoșirea gingiei. Mai avem pasta de dinți Genadent Argentum, vorbeam mai devreme de ea, că este foarte bună la tratarea sensibilității dinților. Genadent Forte este la fel cu propolis, este una dintre pastele care rezolvă și ea hipersensibilitatea dentară. Mai avem Genadent Homeopatic. Da, Genadent Homeopatic gândită de la bun început pentru cei care urmează tratamente homeopate și în același timp gândită să-i protejeze pe cei cu acest gen de tratament, pentru că homeopatic nu interferă cu nici unul dintre componentele unui produs homeopatic. Mai avem Genadent Junior cu aromă de căpșuni și cu aromă de portocală. Da. Adresată copiilor peste 3 ani de zile. Da. Genadent Herbal. Și Genadent Herbal, la fel, o pasă de dinți, zic eu, un pic dură pentru cei care vor să experimenteze și un gust interesant al unei paste de dinți asociat cu gustul pastei, cu gustul și mai angelei. E Genadent Mentol. Și Genadent Mentol cu un conținut mai mare de ulei de mentă în compoziție, ca să încercăm să întreținem acest istoric al pastelor de dinți care întotdeauna au avut un gust de mentă
intensiv. Așa este, întotdeauna pasta de dinți am asociat-o cu menta, mai da. Toți, din fragedă copilărie. Pasta de dinți pentru un an de zile, pentru cineva care este la telefon. Bună ziua! Ne auziți? Da, vă aud, bună ziua! Bună ziua, un pic mai tare în platou, colegii, ca să știu și eu cu cine stau de vorbă. Alo, bună ziua! Vă ascult, cum vă numiți? Maria, mă numesc. Doamna Maria, ce faceți? Ne urmăriți? Da, fac cu multă plăcere, cu multă plăcere. Spuneți-mi, aveți hipersensibilitate dentară? V-ați confruntat vreodată cu așa ceva? Adică să simțiți așa o durere în dințișor în momentul în care beți fierbinte sau beți prea rece, da, sau da, mâncați prea dulce? Vi s-a întâmplat lucrul acesta și v-ați dus la medicul stomatolog să spuneți? Da, sigur că da. Așa, și ce v-a spus să faceți? În primul rând să ne ferim de asta ceva. Așa. Control, bineînțeles. Și să folosiți o pastă de dinți corectă, mă gândesc, da? O pastă de dinți, da, bineînțeles. Ia să vedem, pastă de dinți pentru un an de zile, de unde primiți de la noi, de la emisiune? De la Viva Natura, ei sunt, da? Așa, doamnă. Bine, vă așteptăm la noi la sediu și data viitoare sunteți mai atentă, da? Să le spuneți și prietenilor dumneavoastră că pasta de dinți de la Viva Natura este atât de naturală încât poate fi înghițită, da? Mulțumim de telefon, toate cele bune. Domnule doctor, hai să vedem cum vom încheia emisiunea de astăzi, cu ce sfaturi pentru telespectatori. În primul rând, vreau să le mai arătați încă o dată periajul corect. Da? Vă rog din suflet, pentru că trebuie să-i batem la cap cu periajul corect, sigur, pentru că sigur. Și zilele trecute am văzut un periaj incorrect la un copilaș și l-am corectat, să știți. L-am corectat. Nu știu de ce părinții știau periajul corect, dar îl lăsau să se spele cum credea el de cuvință. E mai bine să se spele cum crede de cuvință decât să nu o facă deloc. Dar nu dacă... o face, cu plăcere. Da, dacă o face cu plăcere, atunci trebuie corectat. Bun. Vă mulțumesc că mi-ați dat din nou ocazia să arăt un periaj corect. Întotdeauna periuța va fi ținută orizontal, da? Se va porni de pe partea stângă sau partea dreaptă, partea pe care o considerăm cea mai confortabilă. Și întotdeauna vom peria separat cele două arcade dentare. Periajul corect, atenție! Da, pornim de la maxilar, da? Periuța este poziționată în această formă, da? Da, se vede pe ecran. Exact. Punem periuța pe partea roșie, deci pe gingie, și o coborâm pe zona albă. Deci periajul activ de îndepărtare a detritusurilor și a plăcii bacteriene se face întotdeauna dinspre gingie, spre coroana dintelui. De 8-10 ori pe cât de lungă este această periuță, da? Poate cuprinde 2 sau chiar 3 dinți. După ce am făcut această manoperă de 8-10 ori, ne mutăm spre anterior, da, spre dinții din față, executând aceeași manoperă de 8-10 ori. Vom face manopera de periaj dinspre gingie, spre coroana dintelui, pe toată suprafața exterioară a dinților maxilari. După ce am rezolvat această suprafață, deschidem gura și vom pune periuța în aceeași poziție, da, de pe cerul gurii spre zona albă, da? de pe cerul gurii de pe gingie către coroana dintelui, făcând aceleași 8-10 mișcări de periaj. Când am ajuns la dinții frontali, periuța își schimbă poziția din orizontal, se va poziționa vertical, urmând ca prin periaj, cum spun eu, să stropim oglinda, da? Așa. Executând periajul zonelor interne ale dinților frontali. După care periuța își schimbă din nou poziția și urmează periajul celorlalți dinți de la canin până la molar. Și jos facem la fel. Da? Și jos se face exact... Nu mișcați proteza dentară, arătați periajul incorrect, vă rog frumos. Periajul incorrect este acesta. Așa. Acesta este un periaj care îndepărtează maximum 50% din placa bacteriană. Nu cred că veți găsi prea multă placă bacteriană îndepărtată din spațiile interdentare. De aceea, acest periaj vă consumă timpul și el este în final ineficient. Da, domnule doctor, vă mulțumesc foarte mult că ați venit și astăzi alături de noi. Le mulțumesc și celor de la Viva Natura că sunt cu emisiuni atât de educative aici în platou de fiecare dată.
Mai avem emisiuni, mai avem teme pe acest principiu, teme dentare, da? Da, emisiuni da, da. Cu aceste teme. Avem câteva subiecte pregătite, lăsăm senzația. Da. Nu, că telespectatorii noștri sunt anunțați de mine din timp și până la următoarea întâlnire folosiți produsele de la Viva Natura, atât de naturale încât pot fi înghițite. Mulțumesc domnului dr. Marius Dediu. Mulțumesc că a fost alături de noi în partea a doua emisiunii după pauza comercială. Ce veți vedea, vorbim despre plante, că spunea domnul doctor, în natură găsim de toate, pentru toate afecțiunile. Ei, dacă vreți să vă creșteți libidoul și aveți nevoie de plante afrodisiace, în partea a doua emisiunii vă dăm câteva ponturi. Revoluția naturalului în igiena orală. Pastele de dinți Genadent cu argilă, extracte de plantă și uleiuri esențiale sunt atât de naturale încât pot fi înghițite. Genadent parodontic reduce semnificativ sângerările gingivale. Argentum conține ion de argint cu efect puternic antiplacă. Prin conținutul mare de propolis, Genadent Forte ajută la regenerarea țesutului gingival. Genadent Junior oferă o pastă de dinți copiilor peste 3 ani, plăcută la gust, atât de naturală încât poate fi înghițită. Homeopatic este o pastă de dinți concepută pentru cei care urmează un tratament homeopatic. Mentol oferă o senzație naturală de prospețime de lungă durată. Viva Natura Herbal curăță bine dinții și are un puternic efect antitartru. Pastele de dinți Genadent le găsiți în magazinele naturiste și raioanele de profil.